Astăzi suntem prezenți la acest congres extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres al cărui singur obiectiv este repoziționarea Partidului Social Democrat în eșichierul politic românesc, pentru că acest partid de fiecare dată a demonstrat că este un partid care privește spre viitor, un partid care construiește, un partid aproape de oameni, un partid care tot timpul a dorit binele românilor. Succes echipei ce va fi astăzi aleasă, plecăm cu credința că suntem o echipă pentru viitor. Dumnezeu să ne ajute! După acest congres, cred că se vor termina comentariile. Cred că și astăzi, și de fapt întotdeauna, am demonstrat că respectăm cu strictețea democrația. Îmi doresc din tot sufletul să mergem pe drumul cel bun, drumul PSD-ului, care este ceva deosebit. Este ceva ce poate aduce România pe locul pe care îl merită. Astăzi, în cadrul Congresului Extraordinar al PSD, vom alege viitorul, vom alege o echipă puternică, o echipă de oameni responsabili și serioși, care vor conduce Partidul Social Democrat către victorie. Noi, tinerii social-democrați argeșeni, suntem alături de dumnealor, suntem solidari cu experiența dânșilor și prin toate acțiunile noastre vom încerca să fim parte decizională pentru viitorul nostru, pentru că avem tineri competenți, tineri serioși, tineri care pot construi ceva și este nevoie să fim vocea generației noastre.